Dar trebuie să înțelegem că într-un oraș cum, cum, cum este Clujul sau cum este Bucureștiu, principalul uh, lucru, principalul, principalul mijloc prin care putem să respirăm un aer mai curat este să nu mai îl poluăm noi. Bine v-am regăsit, prieteni, la interviurile EBS Radio. Eu sunt Tudor Oncanu, iar alături de mine se află Antonio Bumb, un uh, Clujan, un om pe care îl cunosc de o bună bucată de vreme, un om care a trecut prin presă și, în acest moment, din punctul meu de vedere, reprezintă una dintre vocile interesante și importante ale societății civile. Bine venit la noi la radio! Dragă Tudor, îți mulțumesc pentru invitație. Ne vedem din nou, ne întâlnim din nou și mă bucur să spun asta. Uh, noi am avut o controversă la un moment dat vis-a-vis de faptul că spuneam eu nu cred foarte mult în uh, petiții și în faptul că ele au un rezultat. Iar tu ești unul dintre oamenii care a încercat să mă convingă de contrariu, uh, un tip care se ocupă de petiții pentru cauze cât se poate de importante, cauze pentru care foarte puțină lume bagă mâna în foc în momentul ăsta în România. Tudor nici eu nu cred în petiții. În petiții ca o bucățică de hârtie sau o, o, o pagină online unde oamenii pot să intre să semneze. Nu pot să cred în așa ceva. Nu este suficient să intrăm online și să semnăm pentru o cauză. Nu așa funcționează. Și nu pot să spui că așa ceva poate să aibă rezultat. Dar atunci când am avut noi acea controversă, tu te refereai probabil la petiții, eu mă refeream la campanii. Uh -huh. Și când spun campanie, mă refer la mult mai mult decât la o petiție. Pentru că, într-adevăr, multe campanii pot să înceapă cu o petiție. La declic, unde lucrez, de cele mai multe ori, așa începem, cu o petiție. Și le cerem membrilor comunității de clic să se alăt alăture unei cauze. Într-adevăr, lansăm online o petiție, spunem acolo ce ne doare, ne adresăm unei autorități, le cerem ceva și explicăm de ce este important să se întâmple ceea ce cerem noi. Dacă s-ar opri acolo lucrurile, ar trebui să rămân de acord cu tine și să spun, da, sunt șanse foarte mici ca o petiție să funcționeze. Dar noi nu ne oprim aici, așa cum fac cele mai multe platforme de petiții online. Unde, unde pur și simplu se, se, se pune o petiție și oamenii semnează și semnăturile rămân acolo, nu are cum să, să există o urmare. Noi nu ne oprim la a strânge semnături pe o petiție, ci transformăm acea petiție în altceva. O integrăm într-o campanie, care se derulează mult mai, mult mai complicat. După ce avem acele semnături, pot să fie 2000, sunt petiții de, de succes care au doar 2000 de semnături și sunt petiții care au 150.000 sau mai mult. Când avem un număr consistent de semnături, mergem cu ele la autorități. Și continuăm presiunea în, în modalități cât mai, cât mai imaginative. Mergem și ne întâlnim cu autoritatea publică, lansăm un comunicat de presă, chemăm presa în momentul în care înmânăm petiția, facem un eveniment de regulă în fața instituției căreia ne adresăm. Și în ultimii ani, presa vine tot mai mult la evenimentele noastre, și este, pot să spună, covârșitor. Țin minte prima dată, acum doi ani, când m-am dus la Ministerul Finanțelor cu, cu o petiție, am, am aruncat cu avioane de hârtie după Ministerul Finanțelor, pentru că era o declarație care era un pic în plus adresată celor, mă rog, celor cu drepturi de autor, era multă bătaie de cap, l-am transformat -o în avioane de hârtie și am aruncat-o după Ministerul Finanțelor. Și m-am trezit cu 20 de colegi din presă, foști colegi din presă, cu microfoanele îndreptate înspre mine, a fost un sentiment cuplășitor. Corect. A fost un e... happening. A fost un happening, dar S-a <gătări> întâmplat să, să mă emoționez foarte tare și e, e, e cuvârșitor, dar este foarte important ca în momentul în care avem o petiție de succes, presa să vină și să vorbească despre, despre acea petiție pentru că așa crește presiunea pe autorități Absolut. O, 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 o petiție creează presiune în momentul în care vine presa se creează o nouă formă de presiune în momentul în care îl, îl, îl faci pe domnul ministru, de exemplu să-ți promite ceva, se creează o nouă formă de presiune pentru că a promis îi, îi place să promite la orice politician îi place să promită și acea promisiune este o nouă formă de presiune și continuăm tot așa. Trimitem mailuri autorităților, trimitem zeci de mii de mail-uri. Da. Fiecare membru de clic are posibilitatea să trimite un mail în nume personal, chiar primului ministru, ultima dată și din nou crește presiunea. Deci Corect. nu le limităm la o petiție. Aveți un foarte mare uh, succes și lucrul ăsta se întâmplă pentru că iată, în vremurile pe care le trăim, comunicarea este altfel. Dacă ați fi avut inițiativa asta acum 20 de ani, era mult mai greu, dar acum totul se întâmplă instantaneu. Uh, toate acțiunile voastre sunt foarte bine structurate pe rețelele de comunicare. Practic, uh, ideea ajunge instantaneu la cei la care trebuie să ajungă și la autorități și la oamenii care sunt uh, alături de voi. Ce reacție au autoritățile? Pentru că bănuiesc că vă văd iară și iarăși apărând deja s a obișnuit cu voi. Uh, poate altă dată v-ar fi închis ușa nas, acum... Altă dată, acum un an. Uh -huh. a fost, uh, au fost doi ani uh, foarte grei uh, în, uh, în munca asta de activist. Uh, pe vremea guvernului PSD obișnuința era să lansăm o petiție, să trimitem e mail să mergem să ne întâlnim cu autoritatea publică și să ne obișnuim să ne se închidă ușa, să ne se zâmbească frumos eventual, să ne se promite, dar să nu se întâmple nimic. Nu exista un dialog real dar așa încet încet politicienii își dau seama că ei de fapt se pot, pot folosi de, de societatea civilă pentru că ei au nevoie de popularitate un partid urcă sau coboară în sondaje în funcție de ceea ce face, în funcție de modul în care un partid răspunde solicitărilor venite din dinspre noi și încet încet învață asta și eu o să-ți dau un exemplu care mie, mi se pare foarte amuzant în momentul în care uh, a căzut uh, guvernul PSD și se punea problema să fie un nou guvern uh, condus de domnul Ludovic Orban, ne-am gândit uh, să lansăm o petiție, nu a fost o petiție, a fost uh, doar o campanie fără o petiție, un e-mail action, cum spunem noi, către uh, premierul desemnat și să cerem să pună un ecologist la mediu. Nu am avut ecologiști la mediu, este... este ciudat să spunem N am asta, avut dar... nici oameni de cultură la cultură. N-am prea avut specialiști la locul, exact. la locul la care trebuie să fie specialiștii. Am avut oameni puși acolo pentru a reprezenta anumite interese, care în niciun caz nu erau interesele noastre, ale cetățenilor. Mi s-a părut de bun simț să, să cerem un ecologist la mediu și am lansat această campanie. Au fost trimise în jur de 10.000 de e-mail-uri către căsuța puștală a domnului Ludovic Orban. Și liniște. Uh -huh. Timp de o săptămână nimic. Am, am sunat la purtătorul de cuvânt. Măi, oameni, aveți 10.000 de mail nu le-ați observat? Da, da, o să vedem, o să facem, o să dregem. Încă o săptămână și nimic. Mi-am să aminte că am telefonul domnului Ludovic Orban de pe vremea când lucram în presă și am spus hai să scriu un SMS. să spun că așteptăm cu foarte mare nerăbdare un răspuns de la domnia sa. L-am trimis într-o seară, și a doua zi dimineață eram în ședința de dimineață de la Declic. La văd pe ecranul telefonului Ludovic Orban. Mă sună premierul desemnat. Da. Am, am răspuns de îndată. A fost, a fost o conversație foarte interesantă. Da, bună ziua, sunt Ludovic Orban. Vă rog frumos să mă scuzați că nu v-am răspuns atâta timp, dar vă dați seama, am fost foarte ocupat, da, am de făcut un guvern. Am vești bune, am nominalizat un ecologist la mediu. Și după ce o să închei conversația cu dumneavoastră, o să vă sună și dânsul pentru a stabili o întâlnire și pentru a afla de la dumneavoastră care sunt cererile pe care le aveți în ceea ce privește Ministerul Mediului. A fost o surpriză, o premieră. De atunci m-a mai sunat dată domnul Ludovic Orban să vorbim despre Roșia Montană în uh -huh. UNESCO. Exact. Și-a și -a făcut obiceiul să, să reacționeze omul politic la, la acțiune noastre și mai mult decât atât au făcut un lucru care ne a luat prin surprindere, ne-au... Au extras din, din e mail adresele <coughs> membrilor de click care au scris și le-au răspuns personal. Da, uite, am rezolvat, am trimis dosarul de Roșia Montană la UNESCO. Și-au dat seama că dacă răspund pozitiv... Corect. Și fac că, și un capital dacă, de imagine. În, da, și fac un capital de imagine și dacă nu cresc în sondaje, măcar stau acolo, nu mai cad. Absolut. Așadar e o schimbare și ăsta e un lucru foarte bun Le spuneam ascultătorilor astăzi că a fost acea întâmplare O chină fotografiată din cosmos În momentul în care nu mai există industrie Pare o chină care nu produce poluare Dar din păcate progresul și bunăstarea ține de industrie și industria creează poluare, drept pentru care bunăstarea noastră în secolul 21 e direct proporțională cu poluarea. În România trebuie să punem frână anumitor lucruri, chiar acum citeam despre o, un eveniment ce se va petrece zilele viitoare la Sebeș, locuitorii vor ieși într-un marș de protest împotriva acelui exploatator de lemn extrem de poluator. Uh, dar tema aceasta cu pădurile e o temă care revine, e o temă extrem de gravă, e o temă care a născut, din păcate, martiri. Da? Am avut un pădurar care a fost ucis pentru că i-a surprins pe cei care furau și nu s-a rezolvat această problemă. Uh, care e viitorul pădurilor noastre? Ce putem face? Ce ne așteptăm de la voi, cei care luați atitudine? Țin minte prima dată când ne-am întâlnit într-un interviu. Tu lucrai uh, într-o televiziune la care lucram și eu uh, și tocmai începusem să produc uh, o emisiune despre ciuperci. Uh, Big Boletus se numea. Uh -huh. după, după ce am vorbit noi doi în, uh, în acea emisiune, ne-a întrebat uh, ce facem, cum facem și am spus că o să fim foarte mult timp prin păduri culegând ciuperci și speram să ținem mult. Acea emisiune a ținut uh -huh. ani de zile. Ceea ce m-a surprins... Uh, foarte neplăcut în acei ani, a fost ca de la an la an să revenim într-o pădure pentru a culege ciuperci dintr-un loc în care știam că sunt multe ciuperci, să nu mai fie pădurea. Deloc. Deloc. În momentul în care ești turist, nu observi asta, pentru că tăietorii de lemne, mai ales cei care taie ilegal pădurea, știu să ocolească zonele turistice cât de cât. Dar în momentul în care mergi cu alte treburi în pădure, de exemplu să, să cauți ciuperci în locurile mai puțin bântuite de, de turiști, observi că pădurea dispare cu, cu o viteză pur și simplu amețitoare. Și iată, de când avem un ministru la mediu care se declară a fi ecologist, avem și date oficiale care confirmă ceea ce noi activiștii de mediu am spus în ultimii ani, că se taie mai mult ilegal decât se taie cu acte în regulă. Ministrul Costel Alexe, chiar prima lună după ce a fost investit în funcție, a făcut publice date din inventarul forestier național care arată asta. Se taie cu 20 de milioane de metri cubi ilegal, mai mult decât se taie legal. Mi se pare că legal se taie aproximativ 18 milioane de uh -huh. metri cubi. Deci mai mult se taie ilegal, mai mult se fură decât, decât Exista, exista la un moment dat acea poliție a pădurii Dacă vedeai un camion care transportă lemne Puteai să-l să reclami sau să întrebi dacă transportul e legal sau nu Și uh, ironia a dus uh, până acolo Încât cel care suna risca chiar să fie amendat de multe ori Fără să aibă vreo vină El fiind un cetățean cu simț civic Care vrea să raporteze o posibilă neregulă de ce se creează atât de multe uh, lucruri întortocheate? Toate lucrurile acestea se interpretează. Uh, îți vine să nu mai protestezi pentru că îți dai seama că lucrurile par fără speranță. Mie îmi vine să protestez pentru că eu simt că lucrurile nu sunt fără speranță. Uh, am uh... Am avut în noiembrie anul trecut, împreună cu Greenpeace și cu Agent Green, un marș al pădurilor în București. Nu au fost foarte mulți oameni, au fost 5.000 de oameni, dar urmările au fost reale. Și tu mi spuneai, vorbind de zile trecute, că acest subiect al pădurilor a intrat cumva într-un con de umbră. Pare așa, pentru că nu se, mai, nu se mai vorbește atât de mult, dar noi suntem după acel marș, împreună cu celelalte. Organizații ecologiste, suntem într-un dialog uh, continuu cu autoritățile, punem în continuare presiune. Am lansat o nouă petiție și poate o să avem din, să vorbim despre asta, uh, prin, prin care încercăm să, să oprim jaful din păduri. Dar noi, atunci, la, la Marș, am cerut niște lucruri foarte clare. Nu am ieșit în, în stradă doar ca să facem. Uh, uh, Poze frumoase și să fim preluați de Leonardo DiCaprio pe pagina lui de Instagram. Am fost. Da, apropo, a, fost a fost un moment. Din fericire, din, din, din da. chiar atunci am lipsit din cadru. Uh -huh. a, a, fost, a fost momentul meu de glorie ratat. Dar, în momentul în care am realizat acel, acel marș, l-am realizat pentru că aveam niște lucruri de cerut, le-am cerut, le-am întâlnit cu, cu oficialii și le-am spus, iată, există un sistem care se numește Sumal, care este un, din care face parte acel inspector al pădurii de care ai spus tu care ar trebui să funcționeze și care ar trebui să ne arate clar uh, care este traseul lemnului din pădure până în uh, fabrică. În, moment, în momentul acesta există uh, sistemul, dar la fel ca inspectorul pădurii a fost, uh, fost distrus. E pe avarie. E pe avarie. <laughs> au, au avut grijă cei de la guvern uh, să, să scoată piese esențiale din el, încât să lase impresia că funcționează dar de fapt cel care uh, are interes să scoate lemnul furat din pădure să-l ducă cât mai uh, 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 cât, cât mai la mai puțin la vedere în, în, în fabrică să poată să facă treaba asta. Și am cerut măsuri care pot să facă din acest sistem unul, unul viabil. Am cerut uh, GPS în, în camioanele care transportă lemn, am cerut camere video uh, pe, pe drumurile pe care trec aceste camioane și în depozite, am cerut uh, hărți satelitare să putem să vedem cu, din, din satelit unde se taie pădurea, nu să mergem cu lanterna în pădure. Uh, și dacă aceste lucruri uh, se vor întâmpla, așa cum a promis uh, uh, ministrul, avem, avem un, un început foarte bun și mare parte din ilegalități din, se vor se vor vedea și se vor putea opri. Deci, faptul că după ce am ieșit în stradă, după ce ne-am am, am, ne -am, ne -am unit organizațiile ecologiste și am început să punem în mod constant presiune pe autorități, lucrurile se întâmplă, deja deci au, fost, au fost, mi se pare, cumpărate hărțile satelitare și. Bă, Data la care ministrul a, a declarat că va fi funcțional și modernizat sistemul sumal este undeva în această vară. Mă rog, încă o promisiune. Așteptăm să vedem dacă ecologistul de la Mediu doar promite da. sau și face. Dar, dar dacă, dacă lucrurile uh, se fac, înseamnă că merită să protestăm, merită să ieșim în stradă. Și simplu fapt că se vorbește public despre faptul că se taie mai mult, și spune, o spune autoritatea statului, nu o spun eu. Da, e un pas. Este înainte. un pas. Faptul că, că se vorbește despre hoție și că. Uh, cei din industria forestieră se inflamează, eu sunt pe, pe paginile lor de Facebook și sunt total inflamați, nu înțeleg ce se întâmplă, că pentru, până acum autoritatea statului nu făcea asta, până acum autoritatea statului ne asigura că totul este în ordine. Că se fură, dar așa, pentru, uh, pentru foc. Da. Din păcate și această prelucrare a lemnului creează niște situații strani, așa cum îți spuneam, peste câteva zile, locuitorii din Sebeș vor să se iasă în stradă să blocheze acest, acel oraș pentru că poluarea este incredibil de mare la acea fabrică care prelucrează lemnul. Aerul e irrespirabil, s-a constatat că în ultimii ani s-au și îmbolnăvit foarte mult oamenii. E o zonă de sacrificiu acolo. Oamenii ar face orice să scape de nebunia în care trăiesc. Ce se poate face pentru o asemenea comunitate? Avem nevoie de transparență. Când vine vorba de poluarea aerului, cea mai mare problemă până acum a fost faptul că nu știam. Că e, nu este suficient să ieșim afară în stradă și să ne dăm seama că începem să tușim, chiar dacă nu fumăm. Avem nevoie de niște date care să ne spună foarte clar și scandalul care este acum în București se, se întâmplă tocmai din cauză că există niște senzori care au fost amplasați independent de, de autorități pentru că trebuie să recunoaștem, în momentul în care autoritățile nu au soluții, preferă ca aceste lucruri să nu se știe. Și atât timp cât nu se știe, nimeni nu se revoltă. În momentul în care vezi că există o asemenea explozie de, de poluare, cum a fost uh, acum două nopți, nu mai ai cum să taci. Trebuie, trebuie măcar să te prefaci că muncești. Trebuie să vii cu niște soluții. Uh, și uh, asta este, acesta este primul pas să avem în, în orașele foarte, foarte poluate și nu este vorba doar de orașele mari cum e Brașov, Iași, Cluj, București, dar cum ai spus tu și de orașe mici dar foarte industrializate cum, cum sunt cum e, cum e Sebeșul, uh, e nevoie de, de de senzori și până acum autoritățile s-au ferit să, să ne ofere un sistem funcțional și de încredere care să ne spună cât de poluat este aerul pe care îl respirăm. Uh, comunitatea de Clic care chiar mâine în fața Ministerului Mediului uh, un, un protest. Avem o petiție prin care cerem uh, aer pentru viață și uh, cerem să, să fie modernizat acest sistem uh, care să ne spună foarte clar uh, cât se poluează și să ne avertizeze, pentru că realmente trebuie să știm Că da. astăzi zi... e de preferat să, să, să stăm în casă, să ne, schide, să ne închidem geamurile Pentru că uneori aerul poate să fie atât de poluat în, în, încât să fie un pericol imediat uh -huh. Pentru uh, sănătatea noastră și mai ales a copilor Lucrurile s-au schimbat odată cu măsurarea Dar, așa cum spuneam și ceva mai devreme, o, o măsurare alternativă ar aduce oare cum un numitor comun între ce se raportează și ceea ce s-ar măsura în mod neoficial. Aici la Cluj sunt zile în care e foarte poluat orașul și faptul că bate vântul foarte mult curăță aerul. Înțeleg că și la Cluj se vor realiza în curând aceste măsurători? Există deja, din câte știu eu, 5 senzori în, în Cluj, dar nu sunt amplasați neapărat Așa cum trebuie. Mă refer la o măsurare independentă. independentă. Uh, am fost contactați de cei de la Observatorul de Sănătate din București. Unul dintre membrii acestei organizații s-a mutat la Cluj, pentru că aici se pare că este un aer mai curat. Uh -huh. Chiar așa mi-a spus. Uh, și el vrea să implementeze la nivelul Clujului un sistem uh, independent de măsurare a calității aerului, așa cum există la București. Și chiar am vorbit astăzi astăzi cu el, mi-a spus că este pe punctul să lanseze o campanie de strângere de fonduri, să amplaseze 60, 20 de senzori în diferite locuri cheie din, din Cluj și să fie amplasați acești senzori corect, adică, adică la o anumită înălțime, la aproximativ un etaj. Vreau, sau pe doar, doar o paranteză vreau să mai fac acum În urmă cu vreo 4-5 ani de zile A apărut un articol în care Clujul Era declarat cel mai curat oraș din Europa a, Am aflat de ce În acel moment la Cluj se măsura Cu un singur senzor a, Iar omul care mi-a dezvăluit Acest lucru mi-a spus spre, În comparație la Berlin Se măsurau cu 50-60 de senzori Și din cauza aceea Bineînțeles Clujul a ieșit foarte bine Pentru că senzorul a plasat foarte strategic. În acest moment sunt plasate măsurătorile în mai multe, pe mai multe străzi circulate din Cluj și ne apropiem mai mult de adevăr. Nu știu dacă se vede în, în cameră da. pentru că și filmăm, suntem și noi pe roșu. În clipa asta? De multe ori suntem și noi pe roșu. Nu acum, este de mai, de mai devreme măsurătoarea. 20 de senzori care ar fi monitorizați de noi, de societatea civilă și care ar fi, mă rog, o, o, un sistem paralel cu cel pe care vrea să-l să realizeze și primăria, ar fi absolut necesar. Pentru că trebuie să spunem, dacă tu ca primar nu ai de fapt soluții, dacă arde pat arât, dacă noi în continuare ne cumpărăm mașini diesel și o facem din cauza că nici măcar nu mai avem acea taxă de poluare care, care ne, ne obliga măcar să nu mai, să nu mai cumpărăm diesel, dacă în continuare cumpărăm mașini ieftine care poluează foarte mult și în continuare ieșim în fiecare zi cu ele chiar dacă am putea foarte bine să mergem, pentru că stăm într-un oraș cât de cât mic, am putea să mergem cu bicicleta, cu autobusul sau pe jos. Dacă primarul nu are soluții, dacă nu are cum să ne convingă să nu mai ieșim cu mașina, dacă, dacă nu se găsește o soluție la care tot arde din când în când, o să fie momente în care va trebui să ne spună și nouă stați în casă sau fugiți. Și ca primar, dacă faci asta des, o să pară că tu, tu, tu nu ai soluții, că o să, o să se vadă că tu nu ai soluții. Și atunci preferi să ții datele acelea ascunse. De asta este foarte important să avem un sistem paralel și uh, să fim atenți, observatorii de sănătate vor lansa chiar săptămâna, uh, chiar luna viitoare, o strângere de modul minunat. pentru asta. E minunat pentru că vom ști că, că vor fi zile în care e foarte mare poluarea. Dar pe de altă parte... Uh, Societatea civilă face eforturi, dar omul de rând, ascultătorul nostru din această clipă, își dă seama că, în perspectivă, așa cum spuneai, vor fi zile îngrozitoare și nu se va găsi nicio soluție. Ba mai mult, ne uităm în jur, uh, orașul se extinde, dispar pădurile, dispar livezile. Care e șansa noastră în următorii 5 ani să o rezolvăm chestiunea asta cu poluarea? Șansa noastră? Că este nu, să... nu putem importa de nicăieri aer. Nu este un răspuns simplu. Șansa noastră este să ne schimbăm noi, ca indivizi, să lăsăm mașina acasă. Șansa noastră este să avem autorități publice care au curajul să spună, să, să, să ne impună să nu mai folosim mașina ca principal mijloc de transport. Să, Realmente trebuie îngreunată, nu avem ce face la un moment dat, trebuie îngreunat accesul cu mașina în, în spațiul public. Noi aflăm în permanență că autoritățile încearcă să ne, să ne ofere cât mai mult spațiu, să, să putem să, să ne mișcăm cât mai ușor cu mașina în, în oraș. Ar fi ideal dacă dacă am putea să facem asta fără să poluăm. Dar trebuie să înțelegem că într-un oraș cum, cum, cum este Clujul sau cum este Bucureștiu, principalul uh, lucru, principalul, principalul mijloc prin care putem să respirăm un aer mai curat este să nu mai îl poluăm noi. Fiecare, dintre, Fiecare noi. dintre noi. Nu să respirăm mai puțin, să ieșim cu mașina mai, mai puțin. Și, și de acolo începe, de acolo începe schimbarea de la, de la noi. Da, trebuie să avem noi curajul să facem o schimbare. Trebuie să avem autorități publice care să spună orașul este deja sufocat, nu putem să creștem și mai mult. Orașul este deja sufocat. Trebuie să, 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 să găsim alte alte modalități de a ne deplasa decât mașina personală. Și da, așa cum a fost cu, cu justiția, așa cum a fost cu, cu, cu pădurile, trebuie ca noi, oamenii, să cerem în mod constant și vehement și cu supărare da. o schimbare. Și a venit rândul aerului. A fost, a fost marea luptă pentru justiție, am fost toți pentru justiție, ne-am mobilizat și pentru păduri și lucrurile care au început să se miște, cum sperăm să se miște, într-adevăr, și să vedem că. Că se, se opresc sau se, o să fie măcar mai puține tăierile ilegale, și este și, și vremea aerului. Trebuie să cerem, să avem dreptul la aer și trebuie să o cerem în mod constant și vehement. Absolut. Ne apropiem de final. E o perioadă în care foarte multe organizații, ONG-uri, organizează reîmpăduriri, ceea ce e minunat. În primăvara se plantează foarte mulți copaci. Dar mă gândesc, ar fi posibil. Dacă am pune presiune pe autorități să ajungem la un moment dat să hotărăm că în România nu se mai taie 5 ani de zile nimic, tocmai pentru a se reface ce s-a pierdut, e posibil să ajungem la o asemenea lege? La Declic avem două tipuri de petiții, cele lansate de uh, echipa noastră și cele lansate de membrii Declic. Cele pe care le lansăm noi sunt foarte documentate și încearcă să, să ofere, să ceară soluții uh, tehnice, dar nu sunt neapărat cele mai populare. A fost o petiție lansată de un membru care cerea chiar asta, să nu se mai taie 10 ani pădurea. Au semnat-o au semnat peste 100.000 de oameni. Dar asta este foarte, foarte greu de, de îndeplinit. Eu, ca om care iubește pădurea și care mă duc în fiecare săptămână de câteva ori în pădure în continuare ca să culeg ciuperci, cumva aș vrea asta. Ca activist de mediu care a, a, a studiat problema, îmi dau seama că este cel mai greu lucru de realizat. Și, în, da... Ar fi frumos să, să nu mai tăiem pădurea, dar în continuare folosim folosim lemn când ne dorim mobilă din lemn, de exemplu. Din nou, primul lucru este să nu mai schimbăm la fiecare 5 ani cu altă, altă mobilă mai, mai interesantă. <laughs> Și cât, cât, timp, cât timp folosim mobilă din lemn, să punem presiune pe autorități să asigure o exploatare sustenabilă a pădurii. Pentru că se poate, pădurea crește aurul nu mai crește, petrolul nu mai crește, dar pădurea crește și, se, și poate fi exploatată sustenabil. Trebuie, nu este exploatată sustenabil din cauza că se fură mai mult decât se taie legal. Există modalități prin care, dacă se schimbă legea, dacă o să avem un sumal modernizat, prin care să, să putem tăia atâta pădure cât va crește, câteva la loc. crește la, la loc. Antonio Bumbă, la IBS Radio, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la interviurile IBS. Îți doresc mult succes. Uh, am speranță că se vor schimba lucrurile pentru că ești un tip care are o energie bună și pe care nu cred că îl demoralizează. Ai văzut foarte multe rele, încât în momentul ăsta ești atât de pozitiv și atât de încrezător sau. Dăm tu un motiv de speranță. O să, o să semnez o petiție dacă îți dau acum după, <laughs> după emisiune? Găsim, găsim un motiv de speranță. Mulțumesc pentru prezența la radio. Sunt doar un canon, ați ascultat interviurile IBS Radio, am vorbit despre mediu, am vorbit despre aer, despre păduri și despre societatea civilă cu Antonio Bumb. Rămâneți pe frecvență.